Recent am fost în satul meu natal, merg acolo rar, nu mă mai leagă de el nimic în afară de părinți, casa părintească și puținele rude care încă n-au plecat în străinătate. Încet, încet însă se mai duce câte unul. Cândva ieșeam la joacă în Mahala zeci de copii de diferite vârste, jucam fotbal cu o minge făcută din cârpe. Pentru ca să ajungi în echipă trebuia să joci bine, altfel stăteai rezemat de gard și îi priveai pe ceilalți. Ne jucam de-a mingea în centru, în țurcă sau de-a prinselea și de-a ascunselea. Acum drumul copilăriei mele este gol, nici urmă de copii. Nu-i mai auzi pe părinți strigând Mariana, Dorin, Vadim, Nadia, Natasha, Sasha, Igor, Valea, Colea. Veniți la mâncare, că mămăliga se răcește. Nu-i mai vezi pe copii cu genunchii juliți care își pun pe rană frunze de pătlagină. Puținii copii care au mai rămas trăiesc cu bunicii și își petrec timpul liber vorbind cu părinții pe Skype. Cândva mergeam la cireada de vite unde erau 150-200 de capete. Ne jucam pe toloacă de-a capra, prindeam cărăbuși sau băteam cărțile. Aduceam vaca acasă, mama o mulgea, iar noi beam lapte proaspăt. Știu, cineva ar spune acum că asta nu-i foarte sănătos, dar atunci pentru noi era o mare bucurie. Acum abia dacă mai sunt 10-15 vite în cireadă, nu are cine să le îngrijească. Cândva așteptam ora 5-6 seara pentru ca să ne adunăm în fața televizorului și să privim serialele Nisipuri Fierbinți, Maria Emilia, Mari Mari sau Alondra. După ce se termina seria, ieșeam în drum și ne dădeam cu părerea despre ceea ce urmează. Cu cine se va căsători totuși Maria Emilia și al cui este copilul. Nu erau recenzii la seriale pe Google sau pe YouTube. Se pare că nici Google sau YouTube nu erau pe atunci. Acum avem rețele sociale unde toți ne dăm cu părerea și uităm că există și viața reală cu emoțiile ei pe care nu le poate reda nici Facebook-ul, nici Instagram-ul și nici odnoclasnicii. Cândva porțile din Mahala erau larg deschise pentru ca să intre oaspeții. Ușile la case erau deschise pentru ca să intre aerul curat. Acum mai mult de jumătate dintre porți sunt legate cu lanțuri, iar ușile de la case au lacăte. Nu mai vin nici oaspeți, nu mai intră nici aerul curat și nici măcar stăpânii nu mai trec pe acasă. Dacă vin totuși, atunci foarte rar și doar dacă au fost invitați de rude la nuntă, cumetrie sau botez. De ce v-am povestit toate astea? Pentru ca să nu uitați de unde ați pornit. De fiecare dată când aveți ocazia, reveniți în satul în care v-ați născut, pentru că acolo mereu vă așteaptă cineva sau ceva. Părinții, rudele, pisica murca, câinele șaric, casa părintească, lacătul de la ușă și lanțul de la poartă. Nu mai e cum a fost și probabil nici nu va mai fi, dar acolo mai sunt oameni și tare aș vrea ca autoritățile noastre să înțeleagă asta și să facă ceva pentru ei. Republica Moldova nu înseamnă doar Chișinăul, dar și satele care, din păcate, sunt lăsate să moară. Eu sunt Dorin Galben, iar dacă ți este dor de satul tău natal, apreciază și distribui acest video pentru ca să-l vadă și alți moldoveni care n-au fost de mult pe acasă. Ograda e pustie, iar pustie e casa părintească.